Atenție! Emisiune dedicată și persoanelor cu deficiențe de aur. Bună seara și bine v-am găsit la Telejurnal. Suntem în direct pe TVR Moldova și TVR Info. Iată titlurile acestei ediții. Parlamentul de la Chișinău a votat în lectură finală legea privind introducerea sintagmei limba română în toată legislația, inclusiv în Constituție. Rezultatul votului a fost primit cu ostilitate de opoziție. Purtătorul de cuvânt al lui Putin susține că Rusia nu știe nimic de vreun plan privind atragerea Republicii Moldova în zona sa de influență. Autoritățile de la Chișinău spun însă că acest plan este acum pus în aplicare și că au instrumente să îl contracareze. Automatizarea și digitalizarea în agricultură sunt temele prioritare ale unui târg de tehnologii în domeniu care reunește peste 100 de participanți din 8 state. După ani de așteptare, limbii române i s-a făcut în sfârșit dreptate Republica Moldova. Parlamentul de la Chișinău a votat în lectură finală legea privind introducerea sintagmei limba română în toată legislația, inclusiv în Constituție. Și de această dată, deputații BCS s-au dat în spectacol în plenul Parlamentului și au insistat pe păstrarea așa numitei limbii moldovenești. În schimb, votul deputaților PAS a fost urmat de ropote de aplauze. Stimați colegi, proiectul 35 din 24.02.2023, votat de 58 de deputați. Felicitări! Cam întârziat votul ăsta. Pentru istorie, 30 de ani încolo, 30 de ani încoace. Vă mulțumesc! Subiectul a fost urmărit de colega mea, Svetlana Gore. Bună seara, Svetlana! Când va intra în vigoare legea și cum se va aplica? Bună seara, Vadim, bun găsit, doamnelor și domnilor. Legea prevede clar că sintagma limba română va înlocui așa numita limbă moldovenească, limba de stat, limba oficială și limba maternă în toate legile Republicii Moldova, inclusiv în Constituție. Acum urmează ca președintele Republicii Moldova să promulge legea, după care va fi publicată în Monitorul Oficial atunci când va intra în vigoare. Iar de atunci, în termen de 30 de zile, autoritățile cu competențe de adoptare, aprobare sau emitere a actelor vor opera modificările ce se impun. Totodată, Sărbătoarea Națională, limba noastră, așa cum este oficial denumirea în prezent, va fi numită deja limba română. Proiectul a fost votat în prima lectură încă acum 2 săptămâni, atunci în sala de plen au fost altercații și bătăi provocate de deputații din fracțiunea Blocului Comuniștilor și Socialiștilor, care se opuneau vehement acestei modificări istorice. Deputații PCS au și organizat un protest în fața Curții Constituționale, insistând pe păstrarea sintagmei de limbă moldovenească. Decizia de astăzi a Parlamentului vine practic cu o întârziere de 10 ani, încă din anul 2013, Curtea Constituțională a subliniat că declarația de independență are valoare juridică superioară, iar acolo se menționează că limba oficială a țării este română. Acestea sunt informațiile. La revedere! Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, inculpat în dosarul Sacoșa, vrea să ajungă pe muntele Athos, deși are interdicția de ieșire din țară. Ce i-a răspuns instanța, aflați în Telejurnal. Manifestanții aduși dimineață de vreme de partidul Șur la un nou protest au provocat haos în Chișinău. Circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare a fost paralizată câteva ore. Nu au lipsit violențele și dezordinea. Oamenii legii au reținut 24 de persoane, printre care și un bărbat care avea asupra sa un cuțit. Manifestația a început în jurul orei 11. Protestatarii au pornit în marș de la Universitatea de Medicină spre Parlament, blocând astfel o porțiune din bulevardul Ștefan cel Mare. Mai bine de 2 ore, circulația a fost oprită și transportul public a fost redirecționat pe străzi adiacente. La un moment dat a izbucnit o altercație între mai mulți simpatizanți și lideri ai partidului Șor și un grup de contramanifestanți, care îi așteptau în fața legislativului. Poliția a intervenit. Thank you.
Protestatarii s-au plâns că au ajuns azi într-un număr mic la Chișinău după ce mai multe autobuze au fost oprite în nordul țării din cauza unor nereguli descoperite de poliție. Cei care au ajuns totuși la Chișinău, majoritatea vârstnici, au scandat aceleași lozinci împotriva guvernării și au cerut achitarea integrală a facturilor pentru cele 3 luni de iarnă. Zici că se grămădesc o turmă de oi acolo. Noi suntem oi, exact. Uitați-vă cât norod aici, Ian, și tineri, și... Nu se poate așa. Lumea vine, mai băieți, aici pentru gur de pâine. Nu-i luați, vă rog, doamnă, interviu. Nu filmam, mai nu stați să filmeze. Poliția a reținut 24 de persoane. Unul dintre manifestanți avea un cuțit, iar altul era dat în urmărire internațională. Cuțitul, pentru ce vă trebuie să-l zăvădeați? De acasă, 15 minori care nu erau însoțiți de un adult au fost duși la inspectoratul de poliție. Locuitorii din zonă s-au plâns că protestatarii consumă băuturi alcoolice în locurile publice și fac mizerie. Vicepreședintele formațiunii a declarat însă că partidul nu e responsabil pentru cei care încalcă legea. Noi tot nu cunoaștem cine sunt acești băieți și fete, dar cel puțin nu a fost inițiativa noastră. Președintele Parlamentului spune că inițiativa Partidului Șor de a le cere autorităților să plătească facturile pentru lunele de iarnă va eșua. El solicită ca cei care pun în pericol ordinea publică să fie sancționați. Sunt proteste plătite, da, de către un fugar și încurajate și admit că pot fi plătite și din Federația Rusă. Și în urma protestului de duminică organizat de Partidul Șor au fost reținute mai multe persoane. Protestatarii au blocat atunci mai multe drumuri naționale și au agresat polițiștii care au încercat să le elibereze. Astfel de acțiuni destabilizatoare sunt organizate aproape zilnic în ultima perioadă la Chișinău și în alte orașe din Republica Moldova. Lovitura pentru Partidul Socialiștilor. Unul dintre deputații fruntași ai PSRM, Alexandr Nesterovski, a părăsit fracțiunea parlamentară și s-a alăturat Mișcării pentru Popor, platformă creată de Partidul Șur. Nesterovski a făcut anunțul aseară pe pagina sa de socializare, iar astăzi nu a mai venit la ședința plenară. În schimb, a participat la protestul din centrul Chișinăului. Plecarea deputatului a fost dur criticată de mai mulți aleși ai poporului, iar PSRM spune că se va adresa procuraturii. De la ce partid vine? Deputații PSRM spun că fostul lor coleg Alexandr Nesterovski a părăsit fracțiunea în urma unei oferte generoase, care de altfel au avut-o și alți parlamentari. Mă adresez organelor de drept să se clarifice cu mai multe cazuri care au avut loc pe parcursul a ultimilor 13 luni. Au fost supuse diferitor încercări, inclusiv și presiuni. Ori atunci când lor li se fac oferte generoase pentru a merge la alt partid. Este bine să când spuneți A, să spuneți și B. Cine exact l-a scos pe acest individ? Și că de fapt acolo a fost mirosul, a trecut mirosul de la culoc calendar la Disa, de la Duty Free. Și din păcate, Procuratura Generală trebuie să lămurească cu acest fenomen, pentru că el o să ia amploare. Migrarea deputatului le-a reamintit parlamentarilor despre plecările în masă din fostele legislaturi, astfel că PSRM a înregistrat un proiect de lege privind modificarea Constituției care le-ar interzice deputaților să părăsească fracțiunile alături de care au acces în legislativ. Există loc de dialog ca să facem o inițiativă comună. Să o semnăm poate toți cei prezenți în această sală, cu excepția la... Ia că mai avem unul jos acolo, poate cu excepție la alt trădător. Spunem, domnule Carp, să vedeți cum avansăm, respectăm procedura legală. Tot astăzi și 10 primari locale au anunțat că pleacă din PSRM și aderă la Mișcarea pentru Popor. Iar în culisele politicii se vorbește și despre alți deputați BCS care se pregătesc de același scenariu. Cum vedeți participarea Dianei Caraman la toate aceste proteste organizate de partidul? A participat cândva, acum nu participă de mult. Te-ați interzis? Nu că am interzis, dar noi sigur hotărâm unde să participăm, unde să nu participăm. Transacționarea e la ordinea zilei la ei. Problema lor că ei sunt totalmente dependenți. Da. Există FSB-ul, Kremlinul, cei la care primesc indicații și îi mută ca pe niște
Ce să spun? Cap imobilă. Tu te duci, probabil, te duci acolo sau tu dincolo. Tu mai așteaptă o leacă. Cu o reacție a venit și liderul socialiștilor, Igor Dodon, susține că, cităm, acest lucru nu va fi iertat, iar conducerea partidului trebuie urgent să-i convoace pe toți și să poarte o discuție serioasă. Aceasta este a doua plecare din fracțiunea PSRM după ce Gaic Vartanian a rupt rândurile. Și Vartanian și Nesterovski au anunțat că vor activa ca deputați independenți. În ultimii ani, Alexandru Nesterovski a fost printre cei mai devotați sponsori ai PSRM cu donații de peste 250 de mii de lei. Rusia nu știe nimic de vreun plan privind atragerea Republicii Moldova în zona sa de influență, așa cum se spune într-o investigație a unui consorțiu de jurnaliști internaționali, a afirmat astăzi Dmitri Peskov, secretarul de presă al președinției ruse. De cealaltă parte, autoritățile de la Chișinău spun că știau despre planurile Moscovei de a îndepărta Republica Moldova de Uniunea Europeană și de a contracara orice colaborare cu NATO. Mai mult, președintele Parlamentului Igor Grosu susține că strategia Rusiei este acum pusă în practică, inclusiv prin protestele din ultima perioadă. Мне неизвестно ничего, что нет такого плана. Я не исключаю, что это какая-то очередная фальшивка, коих очень много сейчас публикуется в СМИ в западных. Россия всегда была, есть и остается открытой для налаживания добрососедских, взаимовыгодных отношений, в том числе с Молдавией. Фикари купланули лор. Acum, evident că nu o să le reușească, cum am spus, așa cum s-au făcut de râs, de râsul lumii în Ucraina și au atribuit cu brio titlul de dictatură și de stat agresor primul în această lume, așa vor ieșua și în Republica Moldova. De cealaltă parte, deputații din opoziție susțin că nu văd riscuri reale la adresa securității Republicii Moldova și că doar guvernarea destabilizează situația din țară. Eu vreau să văd ca și jurist, ca și întreaga societate, materiale concrete, nu de astea screenshot-uri care apar în spațiu public, precum că cineva a discutat cu cineva. Comparativ cu actuala guvernare, care execută tot ce îi spun americanii și europenii și sorosiștii. Eu tot timpul am apărat interesele Republicii Moldova și voi face în continuare. Știați despre acest plan al Moscovei? Am răspuns la această întrebare. Mai sunt alte întrebări? Ieri, jurnaliștii de la RISE Moldova au anunțat că au intrat în posesia unui document din culisele administrației prezidențiale de la Kremlin, în care este explicat planul Rusiei de a atrage Republica Moldova în sfera sa de influență până în anul 2030. Potrivit documentului, strategia a fost construită pe trei sfere de influență: politică și militară, economică și socială. Astfel, Rusia vrea pe de o parte să contracareze colaborarea Chișinăului cu NATO, iar de cealaltă parte să crească nivelul de participare a Republicii Moldova în CSI. Iar din punct de vedere economic, planul prevede ca Republica Moldova trebuie să rămână dependentă de energia provenită din Rusia. În perioada stării de urgență, uniformele de serviciu și însemnele distinctive ale funcționarilor publici cu statut special și ale militarilor pot fi cumpărate doar de instituțiile statului și nu de persoane fizice sau alte organizații. O decizie în acest sens a fost luată aseară de Comisia Situații Excepționale. În cadrul aceleași ședințe, Comisia a mai hotărât și interzicerea folosirii vestelor antiglonț, camerelor video de corp sau stațiilor radio portabile de către persoanele fizice și juridice care nu au aceste drepturi prin lege. Accesorii foloseau membrii Asociației Scutul Poporului, care fostul șef al Inspectoratului General de Poliție, Gheorghe Cafcaliuc, fugit de justiție la Londra. Comisia Situații Excepționale a mai interzis folosirea simbolurilor corporative ale persoanelor juridice în timpul întrunirilor, manifestațiilor publice, mitingurilor sau altor evenimente publice, cu excepția zilelor de sărbătoare nelucrătoare. Precizăm că starea de urgență a fost instituită în Republica Moldova pe 24 februarie 2022, odată cu izbucnirea războiului în Ucraina, și a fost prelungită de mai multe ori, ultima dată pe 4 februarie, pentru 60 de zile. Fostul președinte Igor Dodon, inculpat în dosarul Sacoșa, nu poate părăsi Republica Moldova până 19 mai. Magistrații Curții Supreme de Justiție i-au prelungit interdicția de ieșire din țară cu încă 60 de zile la cererea procurorilor anticorupție. Tot astăzi, avocații apărării au cerut instanței să-l lase pe Dodon să plece într-un pelerinaj la muntele Athos din Grecia. Răspunsul judecătorilor va veni peste o săptămână.
La ședința de judecată de astăzi, Igor Dodon a fost însoțit de cei trei apărători ai săi. El consideră ilegală și nefondată decizia instanței de a-i prelungi interdicția de ieșire din țară. Nu am de ce mă teme și nu am de ce pleca din țară. Și o să stau aici și o să lupt cu dânsul pentru că nu o să-i dau jos. Procurorul de caz susține că această măsură restrictivă a fost necesară, existând riscul ca Dodon să fugă din Republica Moldova. Este și o învinuire în sensul confecționării, deținerii și folosirii documente oficiale false care acordă drepturi și eliberați de obligații, folosite pentru ca acesta să-și motiveze părăsirea teritoriului țării. Tot astăzi, avocații au cerut permisiunea instanței ca Igor Dodon să plece la un pelerinaj pe muntele Athos din Grecia. Fostul președinte promite că se va întoarce. Noi avem invitații de pe 1, pe data de 10 aprilie. Este document oficial semnat de conducerea muntele Athos. În replică, acuzatorii au spus că această deplasare nu este urgentă și au reamintit pericolul ca Igor Dodon să încerce să scape de urmărirea penală. Cererea avocaților va fi examinată de magistrați în ședința de pe 24 martie. Considerăm că nu este întemeiată această cerere și respectiv instanța se va pronunța pe această cerere la următoarea ședință. Dodon a fost reținut în luna mai anul trecut, fiind învinuit de trădare de patrie, corupere pasivă, îmbogățire ilicită și acceptarea finanțării partidului de către un grup criminal organizat. În luna octombrie 2022, dosarul numit Sacoșa, în care e vizat fostul președinte, a ajuns la Curtea Supremă de Justiție. Procurorii îl acuză că ar fi pretins de la Vladimir Plahotniuc peste $1 milion pentru a promova interesele Partidului Democrat din Moldova. Una dintre principalele probe la dosar sunt secvențele video în care Dodon primește de la oligarh o pungă neagră în care se presupune că ar fi bani. Fostul președinte, care pledează nevinovat, riscă până la 20 de ani de pușcărie. Peste 17% din numărul tinerilor din Republica Moldova suferă de obezitate. Potrivit unui studiu de evaluare a comportamentelor de sănătate a copiilor de vârstă școlară, care sunt cauzele acestui fenomen și ce decizii s-au luat în politicile de sănătate, vedem în câteva minute. Compania Air Moldova ar fi ajuns în imposibilitatea de a opera zboruri din cauza managementului defectuos, susține prim-ministrul Republicii Moldova. Mai mult, potrivit lui Dorin Recean, conducerea companiei aeriene ar avea legături cu gruparea Shore, acuzații respinse de către responsabilii de la Air Moldova. La două companii care acum este într-o situație financiară dificilă este rezultatul unei fraude comise anterior și a proprietarilor care nu sunt de bună credință. Este la fel o companie legată de gruparea Shore, care intenționat a adus compania în situația financiară precară în care se află și în imposibilitatea de a-și onora obligațiunile față de cetățeni. De cealaltă parte, reprezentanții companiei aeriene resping acuzațiile și susțin că Air Moldova își îndeplinește toate obligațiunile. Compania aeriană Air Moldova este preocupată de operarea zborurilor, de reorganizarea activității operaționale și își îndeplinește conștiincios obligațiunile asumate ca transportator aerian. Suntem recunoscători pentru atenția zilnică oferită în spațiul media, dar este extenuant să răspundem la comentariile excesive ale politicienilor și autorităților. Avem setate alte priorități. Premierul a precizat că în acest an au fost alocate mai multe resurse financiare sectorului apărării, anume pentru a consolida securitatea spațiului aerian. Iar situația privind companiile care operează zboruri din și spre Republica Moldova se va îmbunătăți curând, mai spune Recean. La această etapă, guvernul, instituțiile au toate capacitatea necesară pentru a asigura pacea, siguranța, securitate, inclusiv a spațiului aerian. Ne clarificăm cu aceste temeri ale companiei și gradual vom rezolva. Amintim că după ce în ultimele săptămâni Air Moldova a anulat zborurile pe bandă rulantă din cauza deficienței de flotă, Autoritatea Aeronautică Civilă i-a cerut companiei să limiteze vânzarea biletelor în scopul protecției consumatorilor. Prin urmare, Air Moldova va putea vinde bilete doar pentru următoarele 3 luni.
Legea ce prevede că adunarea generală a judecătorilor se poate fi convocată și de ministrul justiției a fost votată astăzi de Parlament în lectură finală. Se întâmplă cu o zi înainte de ședința adunării generale a judecătorilor. În cadrul unei conferințe de presă, ministrul justiției Veronica Mihailov-Moraru a făcut apel către toți magistrații să participe la ședința, astfel încât reforma justiției să poată continua. Autoritățile spun că prin modificarea legii s-au asigurat că pe viitor va fi evitat orice blocaj din sistemul judecătoresc. Potrivit noilor schimbări, adunarea generală a judecătorilor va putea fi convocată inclusiv de unul dintre membrii CSM, Bunăoară, de decanul de vârstă. În cazul adunării generale a procurorilor, acest drept îi va reveni și procurorul general. Dacă cele două încercări eșuează, forurile vor putea fi convocate de către ministrul justiției. În cazul în care ședințele nu au avut loc din lipsă de quorum, se va recurge la varianta de alegerea membrilor CSM cu votul la o treime din numărul celor prezenți. Adunarea generală a judecătorilor urmează să fie convocată mâine pentru a fi aleși membrii Consiliului Superior al Magistraturii din rândul judecătorilor. Este extrem de important ca judecătorii să-și asume această responsabilitate și decență, să participe activ la această adunare generală și să proceadă la alegerile respective, deoarece este nevoie de un CSM funcțional care să preia rezolvarea problemelor pe sistemul judecătoresc. Iar conflictele interne, inclusiv în sistemul judecătoresc, nu trebuie rezolvate din contul interesului public. Comisia Preveting a încheiat evaluarea candidaților din rândul judecătorilor și a societății civile pentru funcțiile de membri ai CSM. În total au fost promovați 8 candidați și reforma Curții Supreme de Justiție a fost votată astăzi în prima lectură. Potrivit proiectului de lege, CSJ va avea competențe mai restrinse și nu va acționa ca o instanță de apel, cum se întâmplă în prezent. Va fi redus numărul de judecători și va fi evaluată integritatea acestora. Oficialii europeni au declarat anterior că reforma justiției este esențială pentru ca Republica Moldova să avanseze într-o nouă etapă, negocierile de aderare. Sunt unele restanțe, dar nu sunt foarte mari restanțe. Restanța cea mai importantă este legată de faptul că procesul de pre-vetting și respectiv vetting planificat durează mai mult decât ne-am așteptat. Bine, au fost și mai multe motive obiective. După ce a vorbit despre realizările și provocările din justiție, ministrul Veronica Mihailov-Moraru a răspuns doar la câteva întrebări ale jurnaliștilor și doar la tema reformei în domeniu. Vă mulțumesc pentru întrebări și pentru atenție. Încă o întrebare, doamna Mihailov. Continuăm cu alte știri. Cele mai noi și performante tehnologii în domeniul agriculturii au fost prezentate astăzi în cadrul expoziției Molda Agrotech. Evenimentul a reunit în acest an peste 100 de participanți din 8 state, producători, dealeri sau specialiști în domeniul agroindustrial. Noutatea expoziției din acest an este tendința automatizării și digitalizării. Pe o platformă de peste 3.000 de metri pătrați am adunat circa 120 de companii din 8 țări, cum sunt Austria, Italia, Germania, Ungaria, Ucraina, România. La sigur sunt și producătorii de tehnică agricolă din Republica Moldova. În cadrul acestei expoziții prezentăm o gamă de tractoare pentru lucrările de primăvară, de la 110 cai până la 210 cai putere. Sunt tractoare universale destinate pentru toate lucrările ce țin de pregătirea solului, semănatul, lucrările de erbicidat. La târgul din Chișinău au fost expuse diverse modele de mașini și echipamente agricole, tehnologii moderne, îngrășăminte și produse de protecție a plantelor, dar și material semincer. Aceasta este cea mai performantă semănătoare pentru culturi tehnice din lume. Viteza de semănat este de până la 18 km pe oră. Utilajul înlocuiește două semănători tradiționale, iar prețul pentru o astfel de mașină agricolă urcă până la 85.000 de euro. Valeriu Belotcaci este directorul unei gospodării agricole din raionul Ștefan Vodă și are în gestiune peste 3.000 de hectare de teren. Fermierul își propune să achiziționeze o semănătoare performantă pentru noul sezon. Utilajele care sunt sunt performante, sunt bune, însă situația că după anii care au trecut din urmă cam săcitoși, la agricultori le vine foarte greu și
ca să le cumpere. Dar altă întrebare, că dacă nu e o susținere de la organe, oamenii din an în an numai în pierdere. Pentru că tehnica agricolă este o investiție costisitoare, fermierii au posibilitatea să acceseze finanțări pentru achiziționarea echipamentelor necesare. Avem mai multe produse financiare, inclusiv putem finanța și panourile fotovoltaice. Am lansat un nou proiect, un amplu proiect de finanțare a proceselor de digitalizare în agricultură. Este însoțit și de o porțiune de grant care este oferită de partenerii străini de proiectul Tehnologiile Viitorului, respectiv condițiile care le oferim producătorilor agricoli sunt pe departe cele mai competitive la ora actuală. Expoziția Moldagrotech este la 41-a ediție și se va desfășura până duminică, 19 martie. Unul din 7 adolescenți din Republica Moldova este supraponderal, iar numărul tinerilor care suferă de obezitate a ajuns anul trecut la 17%. Sunt datele studiului de evaluare a comportamentelor de sănătate a copiilor de vârstă școlară. Pentru a crește gradul de conștientizare asupra acestor probleme, Asociația Obștească Sănătate pentru Tineri, în colaborare cu Serviciile de Sănătate Prietenoaselor, au lansat campania Mănâncă Sănătos. Mulți adolescenți recunosc faptul că sar peste micul dejun, iar în pauzele dintre lecții preferă mâncarea de tip fast food. Și mai puțini sunt cei care își iau de acasă caserola cu alimente pregătite sau fructe și legume. De ani de zile nu am mai mâncat nimic dimineața, dar undeva după prima, a doua lecție, încerc să mănânc pentru că mi-au caserola de acasă. Am observat problema asta, tinerii o mai numesc și eating disorder. Obișnuințele alimentare nesănătoase pornesc în mare parte din familie, spun chiar și părinții. Tentațiile sunt foarte mari, desigur că la toți copiii, dar odată în lună putem să ne permitem, de exemplu, să mănânci ceea ce doresc ei, dar nu mai des. Consider că micul dejun e foarte important pentru copii. Ar trebui să evite să nu sară peste el și să evite mâncarea de fast food zi de zi, până cât e posibil. Vin la școală care, o parte de copii care nu mănâncă dimineață, alții vin fără apă, fără o mâncare adăugătoare în geantă, fructe, mănâncă mai puține fructe, legume și tot așa. Consecințele ori avem, este copil subponderal, ori este deja obez, mănâncă multe fast food-uri. O alimentație nesănătoasă poate să facă un diabet zaharat, că copiii noștri beau multe sucuri, beau lichide carbogazate. Nutriționiștii spun că micul dejun este cea mai importantă masă a zilei. Acesta ar trebui să includă proteine și grăsimi sănătoase. În pofida acestui lucru, fiecare al optulea adolescent din Republica Moldova îl ignoră. Adolescentul lipsește proteinele. Proteinele astea e baza constructivă, din ce se construiește organismul, din ce se formează. Deci o sursă foarte bună de proteine, mai ales în prima jumătate a zilei la micul dejun, este foarte și foarte importantă. A doilea punct important sunt grăsimile sănătoase. Hormonii sexuale, atât la băieți cât și la fete, se construiesc din grăsimi sănătoase. Și dacă ele nu se consumă, respectiv se consumă patiseria unii conține ulei de palmier hidrogenat, unii se conține transgrăsimi, asta are reflexii nemijlocită asupra proprietății de reproducere, funcție de reproducere și creșterea în greutate. La începutul săptămânii, Asociația Obștească Sănătate pentru Tineri împreună cu Serviciile de Sănătate Prietenoase Tinerilor au lansat campania Mănâncă Sănătos. Scopul acesteia este de a promova comportamentul alimentar sănătos în rândul adolescenților și adulților. Mergem cu activități instructive, educative în centrele comunitare, în școli, în școli profesionale, în licee, gimnazii. Deci, practic, cuprindem toți copiii, tinerii, adolescenți, 10-24 de ani, cu această informare. Le prezentăm activități, diferite jocuri interactive, unde ei se implică, unde ei singuri își depistează masa corporală, care ar fi o alimentație sănătoasă. Campania se va desfășura până la sfârșitul lunii martie. Furtună violentă în California, unde a fost decretată stare de urgență în 43 din cele 58 de comitate, după ce 130.000 de locuințe și birouri de afaceri au rămas fără electricitate. Imaginile dezastrului le vedeți în doar câteva minute.
Statele Unite au publicat imagini filmate de drona americană interceptată marți seara de două avioane rusești deasupra Mării Negre. În imagini se vede cum unul dintre avioane eliberează combustibil peste drona care se află într-o misiune de recunoaștere. Rusia a negat că avioanele sale ar fi lovit drona americană care s-a prăbușit în urma incidentului. Washingtonul a acuzat Moscova de comportament agresiv, în timp ce Rusia a învinuit Statele Unite de încercări de a escalada tensiunile în regiunea Mării Negre. Ministrii apărării din cele două țări au abordat incidentul în timpul unei discuții la telefon, în una dintre rarele ocazii de dialog direct. Ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu, a apreciat că există riscul escaladării tensiunii în zona Mării Negre. El i-a spus omologului american că Rusia nu are interesul în această direcție, dar va reacționa corespunzător dacă zborurile dronelor vor continua în apropierea peninsulei Crimeea. Șoigu a adăugat că ambele puteri trebuie să acționeze cu maximă responsabilitate și să mențină deschise canalele de comunicare militare. С целью идентификации нарушителя в воздух были подняты истребители из состава дежурных ППО сил. В результате резкого маневрирования в районе 9 часов 30 минут по московскому времени беспилотный летательный аппарат МК-9 перешел в неуправляемый полет с потерей высоты и столкнулся с водной поверхностью. Секретарь американ ал апарарии Ллойд Остин а рефузат за оферы детали despre дискуция телефоника, инклюзив дака а критикат сау ну интерцептария дроней, дар а прецизат ка Стателе Унитие вор континуа са фолосеаска дроне аколо унде легия интернационала о пермите ши а черут ка Русия са акционезе интро о маниера адеквата. So make no mistake, the United States will continue to fly and to operate wherever international law allows. And it is incumbent upon Russia to operate its military aircraft in a safe and professional manner. La conferința de presă, Lloyd Austin a fost însoțit de generalul Mark Milley, șeful Statelor Majore Reunite, care a participat și el la discuția telefonică cu omologul rus Valery Gerasimov. Nu au fost furnizate informații despre subiectele abordate, dar dialogul a fost generat de incidentul cu drona americană. Vladimir Putin a cerut măsuri mai aspre împotriva celor care încearcă să destabilizeze Rusia. La întâlnirea cu procurorii ruși, liderul de la Kremlin a propus intensificarea luptei împotriva extremismului, un termen general prevăzut în dreptul penal rus, ce permite inculparea tuturor celor care nu sunt de acord cu politica regimului Putin. În urma invaziei barbare a Moscovei în Ucraina, în Rusia a crescut gradul de nemulțumire socială, dar și represiunile din partea forțelor poliției. Sunt luați în vizorul autorităților, în special militanții pro-ucraineni sau cei care pun la îndoială narativele folosite de propaganda rusă. Până și cele mai populare rețele de socializare, precum Facebook sau Instagram, au fost catalogate drept extremiste și interzise în Rusia la scurt timp după începutul războiului din Ucraina. Tone de pește vor fi sacrificate pentru a salva rezervele de apă necesare populației. Este măsura extremă la care au recurs autoritățile din Catalunia din cauza secetei fără precedent. 6 milioane de persoane din peste 200 de localități suferă deja din cauza restricțiilor la consumul de apă. Rezerva de apă din această acumulare a scăzut la 10% din capacitate. Embarcațiunile de pescuit încearcă să scoată cât mai mulți pești pentru a păstra calitatea apei rămase, care echivalează cu consumul pentru 1 milion de persoane timp de 3 luni. Este necesar, este necesar. Cuanta menos agua hay, menos oxígeno hay, y el agua se va a empezar a pudrir. Va a haber mortalidad de peces y, bueno, yo creo que es que tiene que ser. No puede ser de otra manera. En mis 66 años de vida que tengo, nunca la había visto completa. Siempre había visto las partes superiores del campanario y todo lleno de agua. Consumul de apă în Catalonia a fost restricționat la 230 de litri pe lună de persoană, ceea ce echivalează cu două dușuri a câte 5 minute. Grecia este paralizată de o grevă națională de o zi declanșată de angajații din transporturi. Este un gest de protest la adresa guvernului care, spun sindicaliștii, a neglijat complet sistemul de transport și astfel a avut loc recenta catastrofă feroviară în care au murit 57 de oameni. Printre victime este și un cetățean român. Transportul
Transportul e complet blocat. Cu excepția transporturilor de urgență, nu circulă trenurile, autobuzele, metroul, iar cursele de feribot au fost anulate. Pentru prima dată, zborurile interne și internaționale sunt și ele afectate. Controlorii de trafic și angajații aviației civile sprijină acțiunea lucrătorilor din transportul rutier, feroviar și maritim. Greviștii spun că niciunul dintre guvernele care s-au perindat la putere nu a făcut nimic pentru sectorul transporturi. Este ζήτημα politicii, που από τη μια απλόχερα προνόμια και επιδοτήσεις για εφοπλιστές, βιομήχανους, τραπεζίτες, για τους μονοπωλιακούς ομίλους και από την άλλη για τους εργαζόμενους σε όλους τους κλάδους διαρκώς επιτίθονται στο σύνολο των δικαιωμάτων τους. Δεν διστάζουν ακόμα και στο, την ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής να τη θυσιάζουν στο βωμό των κερδών των μονοπωλίων. Guvernul Ελένη είναι sub presiune maximă după tragedia de luna trecută, când două trenuri, un Intercity și un Marfar, aflate pe aceeași linie, s-au izbit frontal. Șeful de gară care a trimis trenul de pasageri pe șina greșită era copleșit de diverse responsabilități, întrucât e o lipsă cronică de personal în transporturi. În plus, sistemele tehnice moderne de siguranță funcționau doar parțial sau deloc de ani de zile. Νομίζω ότι τα μέτρα αυτά έπρεπε να πάρθουν εδώ και πολύ καιρό και όχι να περιμένουν να γίνει ένα τέτοιο συμβάν για να πάρθουν. Και δεν νομίζω ότι απαλύνουν τον πόνο από τη στιγμή που χάθηκαν άνθρωποι, όποια και αν είναι τα μέτρα. Și presa din Grecia e în grevă timp de 24 de ore, în semn de solidaritate cu protestatarii. Astăzi nu e disponibilă nicio publicație tipărită, iar știrile online difuzează minimum de informații, cu precădere despre grevă și proteste. Un neobișnuit front atmosferic a declanșat o furtună foarte puternică în California. Au fost evacuări forțate, pene de curent și numeroase șosele au fost închise. S-au produs puternice alunecări de teren. O dronă a filmat o piscină care este suspendată deasupra hăului creat de surparea unei faleze. Guvernatorul Californiei a decretat stare de urgență în 43 dintre cele 58 de comitate, după ce 130.000 de locuințe și birouri de afaceri au rămas fără electricitate. O linie de producere a hranei pentru albine a fost deschisă în premieră în Republica Moldova, unde se află fabrica și din ce fonduri a fost construită, aflați imediat. Marea Britanie susține ferm Republica Moldova în parcursul său european și va sprijini inclusiv financiar implementarea reformelor necesare. Este declarația ministrului de externe al Marii Britanii, James Cleverly, aflat ieri și astăzi într-o vizită de lucru la Chișinău. Omologul său, Nicu Popescu, a mulțumit Londrei pentru sprijinul acordat, în special în lupta împotriva corupției, și a dat asigurări că autoritățile de la Chișinău vor depune tot efortul pentru intensificarea dialogului moldo-britanic. Eu cred că ar fi corect să spunem că Moldova este o țară mică, dar cu o inimă mare. Și vreau să fie foarte, foarte clar, nu sunteți singuri. Marea Britanie va sta alături de dumneavoastră împreună cu partenerii internaționali. Oficialul de la Londra a subliniat că țara sa este alături de autoritățile Republicii Moldova în lupta împotriva marii corupții. El a spus că înghețarea activelor și impunerea unor sancțiuni împotriva celor doi oligarhi fugari, Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor, se vor aplica și altor persoane care au încălcat legea. Am sancționat două persoane pentru acțiuni de corupție grosolane, le-am înghețat activele și le-am interzis să călătorească în Marea Britanie. Salutăm sancționarea de către Marea Britanie celor doi fugari moldoveni anunțați în urmărire internațională. Unii din acești fugari încearcă să aducă violență pe străzile noastre, încearcă să destabilizeze Republica Moldova și încearcă să împingă Republica Moldova într-o stare foarte periculoasă. Un alt subiect abordat a fost extinderea parteneriatelor cu Marea Britanie în domenii noi, dar și creșterea exporturilor producătorilor basarabeni pe piețele din regat. Regatul Unit al Marii Britaniei este unul dintre principalii noștri parteneri comerciali și în acest sens propunem și avansarea negocierilor pentru modificarea acordului de parteneriat strategic, comerț și cooperare, care ar permite eliminarea cotelor tarifare pentru un număr de produse moldovenești. Anul trecut, Marea Britanie s-a angajat să ofere Republicii Moldova 12 milioane de lire sterline pentru a sprijini apărarea împotriva atacurilor cibernetice și pentru a face față dezinformării și
propagandei ruse. Potrivit unui comunicat al guvernului englez, suma va fi suplimentată cu 10 milioane de lire sterline pentru implementarea reformelor necesare la Chișinău. Prim-ministrul României Nicolae Ciucă vine săptămâna viitoare într-o vizită de lucru în Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de premierul de la Chișinău, Dorin Recean, care nu a oferit alte detalii despre întrevederile ce vor avea loc. Presa română scrie însă că Nicolae Ciucă va ajunge la Chișinău joi, 23 martie. Ultima oară, șeful guvernului de la București a fost în Republica Moldova în martie 2022. Militarii Armatei Naționale vor face schimb de experiență cu cei din România și din alte state NATO. Un pluton de ofițeri și subofițeri din Republica Moldova va participa la exercițiul multinațional Sea Shields 2023, care începe săptămâna viitoare în poligonul Babadag din județul Tulcea. La această aplicație iau parte peste 3.000 de militari din 12 state membre ale Alianței Nord-Atlantice. Antrenamentele își propun să crească nivelul de pregătire a militarilor și să sincronizeze procedurile între soldații din diferite state. Evenimentul de instruire este planificat și condus de Forțele Navale Române. De 250 de studenți, dar și angajații ai Centrului de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo au donat sânge în cadrul unei campanii care se desfășoară în această primăvară în instituțiile medicale din toată Republica Moldova. Ei au contribuit astfel la completarea stocurilor de sânge ale Centrului Național de Transfuzie. Ana Maria Dogotar este studentă în anul 2 la Centrul de Excelență în Medicină și Farmacie Raisa Pacalo și donează sânge pentru prima dată. Odată în cumplinirea 18 ani mi-am permis să donez și eu sânge. Eu cred că acesta este un act foarte binevenit în țara noastră pentru a suplimenta toate rezervele de sânge, chiar și pentru a da ajutor altor persoane, dar și pentru mine este un beneficiu. Tinerii spun că donarea de sânge este un act de generozitate care salvează vieți omenești, dar este benefic și pentru sănătatea donatorului. Donez pentru a doua oară, la fel în cadrul colegiului. O fac pentru a ajuta alți oameni, pentru că chiar de asemenea, fiind în cadrul spitalului, am observat că pacientul câteodată e deficit, să spunem așa, și oamenii nu prea donează de bunăvoie. Am avut posibilitatea să donăm sânge anul acesta în instituțiile medico-sanitare unde facem practica, iar cei care nu am reușit, am venit astăzi să o facem aici, în Centrul de Excelență. Astfel, îndemnăm toate centrele de excelență. Sperăm să fie ca un îndemn pentru toată populația de a dona voluntar sânge pentru a da o speranță la viață populației care necesită. Ziua de astăzi sunt scutiți și încă au o zi la dorință care de asemenea sunt scutiți de la ore. Avem așteptări destul de mari din urma acestei campanii. Sunt preconizate la nivel de 4.000 de donări din partea instituțiilor medico-sanitare publice și la aproximativ 2.000 donări din partea elevilor din cadrul colegiilor și a centrelor de excelență. Pentru aprovizionarea instituțiilor medicale din Republica Moldova cu cantități necesare de produse sanguine, ar fi nevoie ca pe parcursul unei zile să se facă aproximativ 400 de donări în toată țara. Cea mai mare cantitate de sânge ajunge la Spitalul Clinic Republican Timofei Moșneaga și la Institutul Oncologic din Chișinău. În Republica Moldova a fost inaugurată o linie de producere a hranei pentru albine, prima de acest fel în țară. Acum apicultorii pot fabrica și chiar exporta turte dulci pentru albine. Afacerea a fost implementată cu sprijinul financiar al guvernelor Suediei și Marii Britanii în cadrul unui proiect PNUD. Ștefan Sandic este unul dintre apicultorii din Republica Moldova care a reușit să-și dezvolte o afacere cu miere de albine datorită unui grant în valoare de 50.000 de dolari oferit de guvernele Suediei și Marii Britanii. Ni s-a oferit un echipament strict necesar nouă apicultorilor pentru fabricarea
hrane pentru albini, și anume turtelor și siropurilor și alți aditivi. Ne propunem în viitor produsele care le vom face prin intermediul acestui echipament, ca să mărim capacitățile pentru piața internă, și sperăm în următorii ani poate să facem și pentru produs pentru export. Astfel, cu sprijinul proiectului PNUD, apicultorii au pus pe roată prima linie de producere a hranei pentru albine, extrem de necesară pentru perioadele când insectele nu găsesc nimic în natură. Datorită acestui proiect, pe stânga Nistrului a fost dotată o stupină modernă, cu stup modern, cu echipament și utilaj de extracții a mierii, de topirii a cerii și a pregătirii mierii pentru a fi exportată. Apicultorii au beneficiat și de instruiri pentru a putea exporta produsele în țările Uniunii Europene și în Marea Britanie. Grantul a fost oferit în cadrul unui concurs organizat de proiectul PNUD, dezvoltarea capacităților de export pe malurile Nistrului. 40 de deputați ai Partidului Acțiune și Solidaritate sprijină extinderea proiectului Discover EU. Astfel, 10.000 de tineri din România și Republica Moldova vor putea călători gratis cu trenul între Chișinău, Iași și Odessa. Ideea a primit susținerea unor deputați români, a unor eurodeputați și a unor înalți oficiali, printre care președintele Parlamentului European Roberta Metsola și comisarul european pentru transport. O solicitare pentru susținerea inițiativei a fost trimisă președintelui României, Klaus Iohannis, prim-ministrul Nicolae Ciucă, dar și premierului Republicii Moldova, Dorin Recean. Cetățenii României, dar și basarabenii cu cetățenie română ar putea scăpa de obligativitatea vizelor pentru călătoriile în Statele Unite ale Americii. Doi senatori americani au depus un proiect de lege care recomandă includerea României în programul Visa Waiver. Inițiativa vine după vizita pe care cei doi senatori au făcut-o luna trecută la București. Proiectul reprezintă un pas important care marchează sprijinul senatului american pentru ca România să devină membru al acestui program. Totodată, guvernul de la București este încurajat să sporească eforturile de combatere a traficului de persoane și de îndeplinirea criteriilor tehnice pentru admiterea în program. Dacă v-ați planificat în această vară o vacanță în stațiunea românească Mamaia, puneți mai mulți bani deoparte, și asta pentru că veți avea de plătit o nouă taxă. Va reprezenta un procent din valoarea sejurului și va fi dedicată exclusiv promovării turistice. În timp ce Primăria Constanța spune că taxa a fost instituită la cererea patronatelor, reprezentanții acestora sunt nemulțumiți de forma adoptată. Taxa de promovare turistică a fost propusă de o parte din patronatele de pe litoral în toamna anului trecut, spun autoritățile locale. În acest moment, taxa este în vigoare, dar e plătită de agenții economici. În momentul de față, există o solicitare nouă din partea patronatelor pentru a muta această taxă de la operatorii economici către turiști, cu obligația de a o încasa hotelierii la recepție. Există pe litoral două stațiuni care au această taxă în vigoare, și anume municipiul Mangalia, care are 5 lei pe zi pe rom, adică 1 euro pe zi pe rom, orașul Eforie, care are 3 lei pe zi pe om, în țară Bucureștiul are 2% din valoarea fără TVA a cazării. Hotelierii și agenții economici de pe litoral spun că în forma actuală, în care taxa cade în sarcina lor, le aduce doar de servicii. Până anul trecut, operatorul economic plătea o anumită taxă turistică raportat la nivelul de activitate pe care o avea, iar pe lângă aceasta, acest city tax, care există peste tot în lume și în Uniunea Europeană, să fie 1% din valoarea nopții de cazare, fără mic dejun, și să fie colectată de la turism. Problema este că turistul, nu mai avem city tax la ora asta în Constanța, iar turistul nu mai plăti, după ce avem legislația locală, 1%, plus impozitul aferent de 1% care plătim noi, va fi plătit de hotelier. Noi nu suntem de acord. Potrivit reprezentanților patronatelor din Mamaia, stațiunea a avut anul trecut cu 30% mai puțin turiști decât de obicei. Nici acum situația nu e prea bună, rezervările fiind mai mici cu 10%. Agenții de turism sunt de părere că o taxă de promovare este necesară, întrucât în acest moment litoralul are un deficit de imagine, mai ales peste hotare. E nevoie să ai campanii de promovare dacă vrei să știe de tine lumea,
până la urmă, din România, acel 1.200.000-1.400.000 de turiști care vin anual pe litoral este un număr fix. Noi trebuie să găsim și alte piețe, fie că vorbim de Ungaria, Cehia sau alte țări, Statele Unite ori Germania, și să îi aducem în destinație. Atragerea turiștilor străini este importantă pentru dezvoltarea stațiunilor, dar mai ales pentru a menține serviciile la un nivel ridicat, explică agenții de turism. Se estimează că din noua taxă se vor încasa câteva sute de mii de euro pe an. Pentru prima dată după 700 de ani, din corul mănăstirii Montserrat din Spania, unul dintre cele mai cunoscute în Europa, vor face parte și fete. Clericii spun că urmează astfel îndemnul Papei Francisc de a integra femeile în Biserica Catolică. Să vedem acum cotațiile valutare stabilite pentru mâine de Banca Națională a Moldovei. Valoarea dolarului american scade la 18 lei și 62 de bani, cu 3 bani mai puțin decât ieri. Moneda europeană ajunge la 19 lei și 76 de bani, cu 2 bani mai mult. Leul românesc va fi cotat la 4 lei și 1 ban. Hrivna ucraineană va fi 50 de bani, iar rubla rusească 24 de bani. Cum va fi vremea mâine, aflăm chiar acum de la Meteo. Deși suntem în a doua jumătate a primei luni de primăvară, vremea se răcește puțin și apar ploile în aproape toate raioanele. Bine v-am găsit, haideți să vedem ce vești ne aduc meteorologii. În noaptea aceasta, cerul va fi acoperit de nori și sunt anunțate ploi în majoritatea zonelor. Din punct de vedere termic, nu avem diferențe foarte mari față de seara trecută, un grad, două mai puțin, astfel se vor înregistra minus un grad la Soroca, minus două cu plus la Chișinău, Tiraspol și Râbnița, iar la Cahul vor fi în jur de 4 grade cu plus. Înnorat și mâine pe timpul zilei și va ploa pe întreg teritoriul, mai puțin în nord la Soroca. Temperaturile maxime mâine se vor încadra între 5-6 grade la Bălți și Soroca și 8-10 grade la Tiraspol și Cahul. Așa cum vă spuneam mai devreme, vreme închisă și ploi, așa va fi și în capitală. La Chișinău va ploa atât ziua cât și noaptea, dar aceasta minima se va situa în jurul valorii de 2 grade, iar mâine la amiază, în centrul capitalei, vor fi 8 grade cu plus. În România va fi destul de rece la începutul și sfârșitul zilei, dar vremea se va îmbunătăți în jurul prânzului. Discutăm despre Lapovița în extremitatea de nord-vest, iar în restul teritoriului cerul va fi variabil. Cam atât pentru astăzi, eu sunt Maria Chiriță și vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Punem punctele jurnalului, doamnelor, domnilor. Știrile noastre le găsiți și pe tvremoldova.md sau pe pagina noastră de Facebook. Rămâneți aproape, imediat începe emisiunea Punctul pe azi. Jurnalistul Vasile Munteanu și invitații săi vor discuta despre planurile Moscovei de a îndepărta Republica Moldova de Uniunea Europeană, precum și despre încercările de destabilizare ce se regăsesc într-o investigație jurnalistică. Sunt Vadim Cheptănaru și vă mulțumesc pentru atenție. Seară frumoasă, să aveți, pe curând!